Conducerea primăriei Roman a intrat în contact cu Asociația de Protecție a Animalelor în urma unui mic incident legat de adăpostul de câini comunitari. S-a decis de comun acord încheierea unui parteneriat prin care să se înființeze în parcul municipal un țarc de expunere în fiecare duminică a câinilor oferiți spre adopție. Un alt subiect oarecum sensibil, să spunem, care s-a întâmplat săptămâna trecută a fost legat de două persoane care au vizitat adăpostul de câini fără stăpân. A fost vorba de o neînțelegere, ulterior am luat legătura cu ele și ele și-au cerut scuze pe Facebook pentru informațiile eronate pe care le-au dat. Vreau să le anunț și pe această cale că le acceptăm scuzele. Practic, ele în prima fază nu văzuseră și cealaltă latură a adăpostului și au crezut că dintr-o dată au dispărut mai mulți câini. A doua zi, când au mers acolo, au văzut că toți câinii erau la locul lor. Practic, sunt niște persoane care lucrează ca și voluntare la asociații din Iași și din Botoșani, din câte am înțeles, care se ocupă cu oferirea spre adopția câinilor fără stăpân. Practic, aceste persoane fotografiază acest căței, postează pe anumite site-uri specializate de adopție de câini, marea majoritate în străinătate, și chiar am avut un dialog foarte constructiv cu ele, în sensul în care mi-am dorit să ne implicăm împreună într-un parteneriat și să oferim spre adopție acești câini. Practic, noi la nivelul primăriei municipiului Roman vreau să vă spun foarte clar că ne dorim ca acești câini să dispară din adăpost doar pe calea adopției și vom încuraja foarte mult aceste acțiuni și, de ce nu, văzând acum cu ocazia aceasta că au loc sau e un ritm destul de bun de adopție, mă gândesc ca pe viitor, poate și cu ajutorul dumneavoastră al presei, să oferim sau să creăm un cadru, eu știu, mă gândesc chiar în parcul municipal, poate creăm un țarc special unde în fiecare duminică să scoatem căței pentru a fi oferiți spre adopție. Luăm în calcul un astfel de proiect și la momentul potrivit vă vom informa, pentru că mi-aș dori ca dumneavoastră mass media să fiți partenerul primăriei municipiului Roman în acest demers. Adăpostul de câini comunitar dat în administrarea societății Locatoserv are o capacitate de 65 de locuri și funcționează după un regulament aprobat de Consiliul Local, care stabilește în conformitate cu legislația în vigoare modul de gestionare a acestor patrupede părăsite de stăpânilor. Conform legii, în primele 7 zile se identifică stăpânii, în următoarele 7 zile sunt oferiți spre adopție, după care se trece la eutanasierea acestora cu acordul medicului veterinar. Cadavrele câinilor eutanasiați sunt neutralizate de către societatea Protan, cu care există un contract anual. Bugetul adăpostului se ridică la 400 de mii de lei pentru activitatea acestuia. Proiectul referitor la adopția câinilor vizează ciparea acestora și asumarea responsabilității celor care doresc să-i adopte.